Are aimbot automat, jur că are aimbot automat pistolul ăsta. Fornetti aparent s-a uitat la ultimul meu videoclip și au făcut niște schimbări în joc, au făcut un update și au balansat foarte bine joculețul. Schimbările stau în felul următor: Striker pump-ul e mai accurate, Striker pump-ul trage mai repede, nu mai durează atât de mult să iei în mână auto shotgun-ul. Teoretic au făcut MK7-ul un pic mai slăbuț, Ranger Assault Rifle-ul, adică râul ăla care seamănă cu AK-ul vechi, acum l-au făcut și mai bunicel, vor să fie cumva echilibru între cele două râuri, și increase the heal speed of Guzzle Juice, deci îți dă mai repede viață Guzzle Juice-ul. De asemenea, ci că o să avem pizza, un item pizza care o să-ți dea viață, bundle-ul Deep Freeze o să revină foarte curând, ci că e deja disponibil în Mexico, ci că foarte curând o să apară și dinozaurii din trailer, și foarte curând ci că o să vină și mitica lui Spider-Man, o să o găsim undeva prin Daily Bugle și o să aibă ori 20 de folosiri, ori folosiri nelimitate, nu se știe exact, dar sunt cel mai entuziasmat pentru mânuțele astea de Spider-Man. Hai să vorbim de faza cu shotgun-urile. Am shotgun-ul și auto shotgun-ul, ci că sunt mai bune acum, asta o să testăm în momentele de față. Dar ceea ce e foarte, foarte important și foarte bucurător pentru noi e că Epic Games ne ascultă și ascultă comunitatea și fac schimbări în funcție de ce zicem noi. Ăsta e cel mai important lucru. Nici nu contează că au făcut shotgun-urile mai bune, contează că ne ascultă și le pasă. Apropo, foarte mulți ați ghicit într-adevăr cât a costat acest mirobolant glider. Și în continuare, chiar dacă au făcut shotgun-urile mai bunicele, tot așa vă recomand tot timpul cu MK7, vă recomand SMG-ul ăsta care rupe tot. Vin ăștia pe noi? Hai zic. Surprinzător, și pistolul ăsta e foarte bun în acest sezon. Toate armele astea de range sunt foarte bune. Ăsta este assault rifle-ul de care ziceam și că l-au făcut și pe ăsta mai bun. Nu știu de ce vor ei să avem SMG-uri și AR-uri mega giga OP. Și că trage mai repede și într-adevăr, din câte observăm, chiar trage mai repede și ci că trage și mai accurate, gen mai unde pui mouse-ul, acolo se duce glonțul. Iar auto shotgun-ul, după câte vedem, se ia mai repede în mână. Asta a fost schimbarea făcută. Ușor, ușor. Be careful. Ce îmi place sezonul ăsta? Stai așa să-mi dau un medkit și mă duc eu pe el și iară ce înseamnă. Și-a dat flopper. Vezi ce se întâmplă dacă n-ai Paul Demo pe shop? Ce să-ți fac, Anonymous Transpiratus? În continuare, eu o să iau MK7-ul peste Ranger-ul ăsta, AK-ul ăsta, că pentru mine tot timpul o să fie un AK, dar e foarte, foarte bun și ăsta. În continuare vă zic, acesta este cel mai OP AR din istoria Fortnite-ului. Eu aș zice că ăsta verde, MK7-ul verde, e ca scarul legendar. Chiar mai bun decât scarul legendar, la ce fire rate incredibil are. Și e și cool așa, da? Parcă, cum ați zis și voi în comentarii, parcă ne jucăm PUBG sau Call of Duty cu sliding-ul ăsta, e comic așa. Apropo, să știți că eu citesc absolut toate comentariile, deci dacă vreți să-mi ziceți ceva, lăsați acolo în sticlină de comentarii. Dacă toți suntem aici, puteți apăsa și butonul de subscribe, că e gratis oricum și poți să te răzgândești după. Hai că dacă toți suntem aici, am găsit Marksman Six Shooter. Hai să-l luăm să vedem care-i treaba cu el, l-am luat. Hai să-l luăm. Să vedem care-i treaba cu pistolașul ăsta, ia. Nu știu cât damage dă. Pare că mi-am luat un pic de țeapă, 400 de gold. Hai că măcar am eu o țeapă, să nu trebuiască să vă luați voi. Aoleu, cum trage. Aoleu. 96 cap. 96 cap, deci din două capuri poți să... Bă, stai că nu e rău. Leroysa, n-am mai găsit-o Leroysa într-un video de super mult timp. Hello! Bună seara, seniori! Are aimbot automat, jur că are aimbot automat pistolul ăsta. Ia. Ia vine cu apoi eu.
Da, GG. A, dar spamează și tu un pic, stai. Mi-a dat 200. Bravo. Cu sniperul 200? Da. Du-te de aici că ți-a dat 200 cu sniperul. De când? Ăsta acum mi-a dat 200, avea 200. Easy, da? Am luat? Ok, vrea să transpire un pic. Stai să-i dăm un chapter 3 classic. Chapter 3 classic, dă-i spam. Dă unde e? Cred că nu-l văd. Dăm un chapter 3 classic, puiu. Chapter 3. Bine ai venit în chapter 3, Revenge Xerox. Bine ai venit în chapter 3, te pup. Ia. 13 de la distanța asta cu six shooter-ul acesta comic tare, oricum. Nu mai. Am vrut să trag în cioară. Mamă, cât de fain e cu slide-ul. Spamează-l. Bine venit în chapter 3. În aer. Ia. N-ai zice că recomand acest pistolescu. Mamă, ce-mi tremură ținta, frățică. Ia vine un pic. Vezi, fii atent ce laser îmi dă ăsta. Hey, chapter 3 classic. Chapter 3 classic, welcome, welcome. Bine ai venit, bine te-am găsit. Rău ai nimerit. Uite un brăduț. Uite unul în aer. Ce-i după ăla în aer? Ah, wow. Ia vine după brăduțul ăsta că mă stresează. Intelectual. Da, mă stresează intelectual. Calmează-te, bro, calmează-te. E de reboot? Mamă, cât de tare se aude reboot-ul. Hai pe ăsta. S-aude din două locații. Uite-l pe-al meu, nu e brăduț. Bă, dar ăla ne spamează cu MK7-ul. Și mă supără. Welcome, cracked al tău. Welcome to chapter 3, puiu. Welcome to chapter 3. Welcome to chapter 3, puiu. La mine? Nu cred. Welcome to chapter 3. Unde e? Aici, mama, dar ce s-a făcut ăsta? Dă-i. Spam. Welcome to chapter 3. Welcome to Saint-Tropez. Welcome to chapter 3. Deci dacă mai aveam un SMG, era mor de jumătate de oră. Welcome to chapter 3! Welcome to chapter 3! Ce învățăm din acest videoclip? Deși s-a făcut un update destul de masiv la shotgun-e, tot SMG-ul parcă-i baza. Am un SMG verde și vedeți ce fac că trec prin... 14? Bă, ce-mi place pistolașul ăsta, parcă-i pișc! Jur că parcă pișc playerii, parcă nu trag în ei. Parcă îi pișc așa, îi gâdil un pic. Să aibă grijă. Okay. M-a bătut. Nu! Concluzia videoclipului, deși s-a dat un upgrade bunicel la shotgun, tot SMG-ul e baza, tot MK7-ul. Dacă i-ai dat un laser la un player și te-ai dus pe el cu SMG-ul, chiar cu două SMG-uri, e salut, bună seara, bună dimineața, nu mai are ce să-ți facă. Și cumva meta-ul acesta ne avantajează pe noi, ăștia care poate nu stăm și ne jucăm 10 ore pe zi Fortnite și ne dăm viață la arena, transpirație, prosoape, etc. Eu am fost Paulica 2 metri, vă pup și ne vedem data viitoare.